foarte mulți înfierbântați care spun acum e momentul ca România să se implice mai mult în Ucraina și așa mai departe. O spun aici și o spun public prima dată. Întotdeauna am fost împotriva unei implicări puternice a României în Ucraina. Obiectivul, cât am fost președinte, a fost să avem o bună relație consfințită prin tratate și iată că rezultatul acestei bune relații a fost că imediat după decizia Tribunalului de la Haga, Ucraina ne-a cedat cei 10.000 de kilometri pătrați din Marea Neagră fără niciun fel de obiecție. Cei 10.000 de kilometri pătrați unde acum se forează pentru țiței. Și, de asemenea, buna relație cu Ucraina este în susținerea românilor care se află în foste teritorii ale României și acei români trebuie să simtă că țara mamă îi susține, mai ales acum când sunt în dificultate.